Pentru că în perioada asta mulți români fac reconversie profesională, ne-am gândit că am putea să le sărim în ajutor. Cum? Simplu. Cu tips and tricks pentru un interviu de angajare. Însă, înainte de toate, am rugat-o pe colega mea, Cristina Ciosescu, să caute altceva. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care își caută un loc de muncă la interviul de angajare? Cristina, bună dimineața și mulțumim mult de tot pentru tot ce urmează să ne spui, pentru că ne salvează. Bună dimineața, dragă mea, Teo, știi cum se spune, dacă ai trecut peste probele de foc ale procesului de recrutare și azi la interviu, este un semn bun. Da, poți să o zbucești acolo. E, hai să vedem, pentru că asta înseamnă că dacă am trecut de interviu de angajare, ați tras atenția angajatorului și vi se oferă șansa să arătați că sunteți candidatul potrivit. Nu puține sunt greșelile pe care unii dintre noi le comitem la interviul de angajare. Spre exemplu, să nu vă informați suficient de bine despre compania la care ați aplicat. Recomandarea este să citiți mai mult decât este scris pe site-ul companiei, mai ales că de cele mai multe ori există o mulțime de informații, știri, comunicate de presă pe care companiile le pun la dispoziție în mediul online. O altă greșeală este aceea de a nu citi cu atenție descrierea postului. Este foarte important ca aceasta să fie citită rând cu rând pentru a înțelege cât mai bine ce își dorește angajatorul. Pregătiți cel puțin 3-4 exemple concrete care să demonstreze experiența și abilitățile dumneavoastră în acele activități. O altă greșeală este lipsa răspunsurilor concrete și relevante referitoare la realizările profesionale. Nu insistați pe acele realizări care sunt irelevante pentru poziția respectivă. Angajatorii vor mai mult să afle ce știți să faceți și nici de cum ce cursuri ați urmat. Ce salariu oferiți și câte zile de concediu voi avea, dar ce mașină îmi puneți la dispoziție? Sunt întrebări nepotrivite pentru un prim pas în a obține jobul dorit. Lipsa contactului vizual, uitatul pe pereți sau așezarea pe scaun într-o poziție mult prea relaxată denotă un limbaj non-verbal ce nu-și are locul aici. Aceasta fiind una dintre cele mai des întâlnite greșeli și nu în ultimul rând ținuta. Felul în care v-ați îmbrăcat este primul lucru pe care îl observă angajatorul. Nu fiți nici prea formal, dar nici prea extravagant. Regula de bun simț este, fără prea multe accesorii, lipsa unui machiaj exagerat, mai puține culori țipătoare și fără haine murdare sau necălcate. Cu siguranță mai multe sfaturi, tipsuri ne pot da specialiștii. Draga mea, Teo! Avem specialiști, dar deocamdată tu ne-ai băgat în ceață, că aia nu trebuie să fim nici așa, dar nici așa, știi? Undeva la mijloc. Să aflăm totuși și ce e bine să facem atunci când mergem la un interviu de angajare. Nimeni nu e mai potrivit să ne spună acest lucru decât un manager în resurse umane. Tocmai de asta am invitat-o azi în studio alături de noi pe Cristina Anghel, manager în resurse umane. Bună dimineața! Bună dimineața, Teo! Mă bucur să fiu aici împreună cu tine și cu colegii tăi. Și stau și mă întreb cum trebuie să fie pentru un manager de resurse umane să se afle la rândul lui într-un mediu nou, așa cum se întâmplă cu oamenii care vin la tine pentru a-și obține angajarea. Exact ca în zicerea, totul se plătește în viața asta. Cred că încerc toate emoțiile la un loc pe care candidații de-a lungul a 20 de ani plus eu i-am avut în față în diverse interviuri, așa că... La ce ești atentă primul lucru în momentul în care vine cineva să se angajeze la companie? Îți spun sincer că prima privire o arunc spre ochii candidatului în momentul în care îi strâng mâna. E un tip de... interacțiune care mie îmi spune dacă lucrurile vor merge bine, foarte bine sau mai puțin bine. Asta e modul meu de a face această primă evaluare. Nu te uiți la haine, nu te uiți la poziție, te uiți la ochi. Asta te ajută și în viața ta de zi cu zi, presupun. Păi, Teo, nu putem să fim într-un fel la job și în alt fel complet diferit acasă. Da, deci, da. Mai ghicit. Candidatul vine pe lângă emoții, pe lângă atenția cu care trebuie să se prezinte, cu un CV. Asta e foarte greu de făcut. Eu, de exemplu, n-am făcut un CV niciodată și nici nu știu dacă aș fi în stare, pentru că nu mi-a cerut nimeni vreodată un CV. Cum ar trebui să arate un CV convingător așa? Păi, în primul și în primul rând, hai să ne gândim și să vedem ce înseamnă un curriculum vitae. Așa, să-l traducem liber. Asta da, e cursul vieții, da? Exact. Cursul vieții. Ok. Mai departe, hai să ne gândim ce Dumnezeu facem noi cu această mini, foarte mini
biografie, care e scopul ei? Da? Că sunt biografii și biografii, fiecare are un, are un scop. E, scopul acestei mini-biografii este să ne aducă în situația în care să avem oportunitatea unui interviu, da? Față în față sau online, oricum ar fi, cu un recruiter și sau cu un manager de departament, departamentul în care este deschis rolul, astfel încât să putem detalia ce am scris acolo. Te întreabă din CV? Adică se uite pe CV și zice, din 2006 ați fost cu tare, cu tare. Adică trebuie să te pregătești și pentru asta, nu? Deci discuția... Există o discuție. Discuția pe marginea experienței profesionale se duce pe marginea ceea ce candidatul a redat cronologic, recomand, din prezent până în zona de educație. Deci se duce pe baza celor menționate în CV de către candidat. De aceea, personal, recomand să nu avem un CV mai mare de o pagină și jumătate, A4. Pot să scriu că sunt carismatică și că lucrez bine în echipă, că învăț repede, că nu știu, habar n-am. Deci nu știu despre ce e vorba în jobul ăsta, dar învăț repede. Pe mine ăștia mă scot din minți. A învăța și repede e o calitate din ce în ce mai rară. Păi da, o scrii în CV? O scrii, o poți scrie în CV, poți face copy-paste după tot felul de alte CV-uri și de multe ori o spun, dar asta este realitatea, se întâmplă. Să mint? Fie un tip de copy-paste în zona aceasta. Și tu te prinzi, pentru că l-ai mai văzut. Nu mă opresc asupra acelei zone în mod sau nu iau decizia go sau not go pentru un interviu în funcție de acea zonă. De ce? Tocmai pentru că suspectez că e un tip de copy-paste care se poate face la un moment dat. Deci eu trebuie să analizez biografia profesională, trebuie să o sintetizez, să nu mă apuc să scriu despre mine, care mi-e starea, ce situația am acasă, că soacră mea face o tocară minunată, deci să fiu foarte atentă la aspectele astea, să fie cât mai scurt, cât mai concis, să nu mint. E foarte important să fie totul extrem de relevant în legătură cu jobul la care aplic. Și aici aș mai puncta ceva extrem de important la rândul lui. Faptul de a adapta un CV funcție de rolul pe care noi îl vizăm. Vin oameni care habar n-au la ce se bagă. De exemplu, s-a scos pe piață postul de încărcător-descărcător. Și eu vin, deși nu știu asta. Și zic, nu știu să fac meseria asta, dar învăț repede. Se poate și așa? Se poate și așa, pentru că pot fi roluri care se pretează a fi învățate, da? Într-o anumită zonă. Da. Activități de prinderi care pot fi învățate on the job. Dar aici rămâne la atitudinea angajatorului, dacă are răgazul, sigur, are resursele și permite. Dar asta nu este exclus. Repet, calitatea asta de a învăța da, mai mult, cum ai spus, și rapid, mie mi se pare fantastică și o caut. O caut la candidații cu care mă văd. De ce? Pentru că punem la dispoziție tot ce are nevoie ca să completeze bagajul cu care vine. Mulțumim foarte mult, Cristina, am învățat multe lucruri. Deci, atenție mare, nu e vorba neapărat atunci când te duci să te angajezi despre haine, despre atitudine. Sigur, trebuie să fii atent și decent. Dar important e să ai o pornire pe care angajatorul să o vadă în ochii tăi în secunda în care ți-a strâns mâna.